Cuvioasa Parascheva s-a născut în secolul al X-lea într-o familie de creștini ortodoxi în apropierea Constantinopolului, în orașul Epivata. Părinții ei erau oameni credincioși și trăiau într-o comunitate în care credința și virtuțile creștine erau în centrul vieții de zi cu zi. De mică, Parascheva a fost educată în credința ortodoxă și în valorile creștine, iar acestea au format fundația vieții ei spirituale. Prima ei întâlnire cu chemarea divină a avut loc la vârsta de 10 ani, când a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului: "Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze", Matei 16:24. Aceste cuvinte i-au atins inima și i-au aprins dorul de a-și dedica viața lui Dumnezeu. Inspirată de cuvintele Mântuitorului, Parascheva a început să caute cu sârguință calea ei spirituală. Încă din tinerețe, ea a manifestat un interes profund pentru viața morahală și pentru viața de smerenie și rugăciune. În ciuda opoziției părinților ei, care voiau să o vadă căsătorită și stabilită în viața de familie, ea a ales să-și urmeze chemarea interioară și să se dedice lui Dumnezeu. Una dintre primele acțiuni remarcabile ale cuvioasei Parascheva a fost renunțarea la bunurile materiale și la confortul vieții lumești. Într-o demonstrație impresionantă de smerenie și dăruire, ea a distribuit hainele și bunurile sale celor săraci și nevoiași și a ales să trăiască o viață simplă și modestă. Această renunțare la bogății materiale a fost o expresie a devotamentului ei față de Evanghelie și față de învățăturile Mântuitorului despre sărăcie și smerenie. Prin această acțiune, ea a pus în practică principiile creștine ale iubirii față de aproapele și ale dăruirii de sine. În căutarea unei vieți de sfințenie și rugăciune, cuvioasa Parascheva s-a retras în pustie, departe de zgomotul și agitația lumii. Aici, în liniștea și singurătatea desertului, ea și-a consacrat viața rugăciunii și contemplării divine. Retragerea în pustie a fost un act de sacrificiu și consacrare totală lui Dumnezeu. În aceste momente de singurătate și izolare, ea și-a intensificat legătura cu Dumnezeu și și-a aprofundat înțelegerea misticii creștine. În pustie, cuvioasa Parascheva a trăit o viață de ascetism și rugăciune, consacrându-și fiecare moment vieții ei comuniunii cu Dumnezeu. Ziua ei era structurată în jurul rugăciunii și contemplării, iar nopțile ei erau petrecute în veghe și meditație spirituală. Ascetismul ei era caracterizat de postire, priveghere și autonegare, în conformitate cu tradițiile monahale ale Bisericii Ortodoxe. Prin aceste practici ascetice, ea căuta să-și curățească inima și să-și înalțe sufletul către Dumnezeu. Viața în pustie nu a fost lipsită de încercări și ispite pentru cuvioasa Parascheva. În timp ce se străduia să-și urmeze chemarea spirituală, ea a fost pusă la încercare de diavol în diverse moduri. Diavolul a încercat să o ispitească prin îndoială, frică și descurajare, dar ea a rămas fermă în credința ei și s-a încredințat în grija și protecția lui Dumnezeu. Prin credință și rugăciune, ea a învins ispitele diavolului și a rămas statornică în căutarea ei spirituală. Viața cuvioasei Parascheva a fost însoțită de numeroase minuni și semne divine, care au confirmat sfințenia și credința ei. Moaștele ei au fost un izvor de vindecare și binecuvântare pentru cei care le-au căutat cu credință și smerenie. Mulți credincioși s-au apropiat de moaștele ei cu bolile și suferințele lor, iar ea le-a acordat vindecare și alinare prin mijlocirea ei cu Dumnezeu. Aceste minuni au fost o manifestare a puterii și iubirii lui Dumnezeu în lume și au întărit credința și devotamentul credincioșilor. După o viață trăită în sfințenie și rugăciune, cuvioasa Parascheva a adormit în rudul Domnul într-o zi de 14 octombrie, în jurul anului 980.
Moaștele ei au fost puse într-un mormânt într-o biserică din Epivata și au devenit un loc de pelerinaj și venerare pentru credincioși. De-a lungul secolelor, moaștele ei au rămas un izvor de binecuvântare și vindecare pentru cei care le-au căutat, iar pelerinajele la mormântul ei au devenit o tradiție îndrăgită în rândul credincioșilor ortodoxi. Rugăciunile și mijlocirile ei au adus alinare și vindecare celor în suferință și nevoie, iar viața ei sfântă a rămas un exemplu de smerenie și credință pentru generațiile următoare. Moștenirea cuvioasei Parascheva a continuat să trăiască în inimile și învățăturile bisericii ortodoxe, iar cultul ei s-a răspândit în întreaga lume creștină. Ea a devenit o ocrotitoare și un simbol al credinței ortodoxe, iar viața ei sfântă a fost comemorată și venerată de credincioși în fiecare an. Iconografia ei o înfățișează adesea cu o cruce în mână, simbolizând devotamentul ei față de Mântuitor și smerenia ei în fața lui Dumnezeu. Sfânta Parascheva este considerată un model de sfințenie și virtute pentru credincioșii ortodoxi, iar rugăciunile și mijlocirile ei sunt căutate de cei care trec prin necazuri și încercării. Viața cuvioasei Parascheva este un exemplu viu al credinței și smereniei creștine, iar moștenirea ei continuă să trăiască și să inspire credincioșii din întreaga lume. Prin devotamentul ei față de Dumnezeu, ea a devenit un model de sfințenie și virtute pentru generațiile următoare, iar rugăciunile și mijlocirile ei aduc alinare și vindecare celor în suferință și nevoie. Viața Sfântului Mucenic Aipatie a fost una plină de devotament și sfințenie, începând din copilărie și până la sfârșitul vieții sale. El s-a născut în Frigia în timpul domniei împăraților Arcadiu și Onoriu. Încă de tânăr, la vârsta de 18 ani, Aipatie era un student zelos, dar un incident cu tatăl său l-a determinat să fugă de acasă. A ajuns în Tracia, unde a intrat în viața monahală și și-a dedicat timpul rugăciunii și postului. Deși a trăit o viață de smerenie și ascetism, Aipatie a fost pus la încercare de patima deseferânării. Pentru a învinge această ispită, a petrecut 8 zile în post și rugăciune, refuzând să mănânce sau să bea. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al îndrumătorului său spiritual, a depășit această încercare. Cu trecerea timpului, Aipatie și-a continuat viața de rugăciune și smerenie în pustie, iar ulterior s-a alăturat unor frați într-o mănăstire veche din Calcedon. Aici, împreună cu ceilalți, a redat mănăstirea la strălucirea ei inițială, izgonind durile necurate și readucând viață locului. După ce s-a întors în Tracia, a fost chemat să conducă o mănăstire. Prin înțelepciunea și sfințenia sa, a adunat mulți ucenici, iar turma lui Hristos a sporit în număr și în credință. Aipatie a arătat daruri vindecătoare și a fost o sursă de inspirație spirituală pentru mulți. Hrana lui a fost mereu modestă, bazată pe legume și puțină pâine, iar la bătrânețe a adăugat puțin vin. La vârsta de 80 de ani, era o figură venerabilă, cu barba și capul albe ca zăpada, iar viața lui era un exemplu de sfințenie și smerenie. După 40 de ani de păstorire, Aipatie și-a încheiat alergarea sa pe acest pământ, lăsând în urmă o moștenire de credință și devotament pentru generațiile viitoare. Sfântul Mucenic Aipatie a fost un slujitor al lui Dumnezeu și un exemplu de viață sfântă pentru toți cei care l-au cunoscut. Sfântul Apostol Irodion, rudă cu Sfântul Apostol Pavel, a fost unul dintre cei 70 de apostoli aleși de Domnul. El a slujit ca episcop în Neoparția și a îndurat multe suferințe din partea evreilor în timpul misiunii sale de convertire a elinilor la credința în Hristos. Deși a fost bătut aproape de moarte, rămânând în genunchi, aproape fără suflare, miraculos a fost lăsat în viață și a continuat să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu.
În cele din urmă a fost decapitat la Roma, în aceeași zi cu Sfântul Apostol Petru, martirizat pentru credința sa. Sfântul Apostol Agav a fost un proroc care a prezis foametea care avea să vină asupra lumii în timpul domniei lui Cezar Claudiu. Tot el i-a făcut profeția Sfântului Apostol Pavel că va cădea în mâinile barbarilor și a mărturisit dragostea față de Dumnezeu în locuri unde a suferit multe chinuri și, în cele din urmă, a fost ucis. Sfântul Apostol Ruf, care a fost episcop în Teba, este și el enumerat printre cei 70 de apostoli ai lui Hristos. El este pomenit alături de sfinții apostolii Flegon, Hermis și Asincrit, deoarece toți aceștia au murit în aceeași zi, fiind uciși de către închinătorii la idoli. Viața Sfântului Apostol Irodion este una plină de semnificație și devoțiune, călăuzind credincioșii prin exemplul său de credință și sacrificiu. Originar din Neoparția, el a fost una dintre figurile emblematice ale primilor ani ai creștinismului, fiind unul dintre cei 70 de apostoli aleși de către Domnul Isus. Viața sa este marcată de martiriul pentru credința în Hristos și de mărturisirea neîncetată a adevărului, în ciuda persecuțiilor și a chinurilor îndurate. Copilăria și tinerețea lui Irodion rămân parțial obscure, însă se știe că el a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel. Tradiția creștină îl numește printre cei 70 de apostoli, fiind parte a grupului select trimis de Domnul Isus să propovăduiască Evanghelia în lume. Probabil că această legătură familială și spirituală cu apostolul Pavel l-a influențat profund în misiunea sa și în devotamentul său față de creștinism. Din relatări ulterioare, aflăm că Irodion a fost unul dintre primii creștini care s-au născut în rândurile iudaismului și care au trecut la credința creștină. A trăit într-o perioadă plină de tulburări politice și religioase, iar martiriul și persecuțiile erau adesea amenințări zilnice pentru cei care își mărturiseau credința în Hristos. Irodion s-a remarcat prin misiunea sa de convertire a elinilor la creștinism. A trăit și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Neoparția, unde, deși a întâmpinat opoziție și violență din partea evreilor și a păgânilor, el nu s-a abătut de la credința sa. Experiențele sale au fost marcate de persecuții și chinuri, iar însă și viața sa a fost pusă în pericol de numeroase ori din cauza credinței sale neclintite în Hristos. Un moment definitoriu în viața Sfântului Irodion a fost bătălia sa cu patimile și persecuțiile. El a fost bătut până la limita suportabilității, aproape fiind lăsat fără viață. Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, a supraviețuit și a continuat să propovăduiască Evanghelia, în ciuda suferinței și a adversităților întâlnite pe drumul său spiritual. Misiunea s-a adus și în alte locuri, unde a fost martor la suferințele și necazurile provocate de persecuția împotriva creștinilor. În timpul domniei lui Cezar Claudiu, Irodion a fost martor la foametea care s-a abătut asupra lumii și a profețit aceste evenimente, pregătind credincioșii pentru greutățile care aveau să vină. Un alt aspect important al vieții sale a fost legătura cu Sfântul Apostol Pavel. În scrisorile lui Pavel către comunitățile creștine, Irodion este menționat ca fiind un colaborator și un apropiat al apostolului. Această relație spirituală și colaborarea lor în slujirea bisericii au fost esențiale în răspândirea Evangheliei și în întărirea credinței creștine în primele secole. Martiriul Sfântului Irodion a avut loc la Roma, unde, alături de Sfântul Apostol Petru, a fost decapitat pentru credința sa în Hristos. Astfel, el a devenit una dintre luminile strălucitoare ale credinței creștine, un exemplu de devotament și curaj în fața persecuției și a morții. Viața și moartea Sfântului Apostol Irodion rămân astfel un simbol al credinței creștine și un îndemn pentru credincioși să rămână fermi în credința lor, indiferent de provocările și adversitățile cu care se pot confrunta.
Exemplul său de devotament și sacrificiu continuă să inspire și să îndrume pe cei care își caută calea în credința creștină. Viața Sfântului Apostol Ruf este o poveste de credință și sacrificiu, un exemplu strălucitor al devotamentului și martirajului în slujba creștinismului timpuriu. Despre acest sfânt apostol, numit și episcop în Teba, există puține detalii cunoscute, însă tradiția creștină îl include printre cei 70 de apostoli aleși de Domnul Isus pentru a propovădui Evanghelia în lume. Sfântul Ruf este menționat alături de alți sfinți apostolii precum Flegon, Hermis și Asincrit, aceștia având parte de aceeași zi de pomenire în calendarul creștin. Viața și martiriul lor au fost unite într-un destin comun, marcat de mărturisirea credinței în Hristos și de suferințe nedrepte îndurate pentru această credință. Originar din Teba, Sfântul Ruf a trăit într-o perioadă tulbure a istoriei, când creștinii erau supuși persecuțiilor și violențelor din partea autorităților și a păgânilor. Misiunea sa de propovăduire a Evangheliei l-a adus în contact cu pericolele și dificultățile specifice epocii, însă el nu s-a abătut de la credința sa în Hristos. Un moment definitoriu în viața Sfântului Ruf a fost martiriul său alături de ceilalți apostoli pomeniți. Într-o lume ostilă creștinismului, acești mărturisitori ai credinței au fost omorâți de închinătorii la idoli, fiind martiri ai adevărului și ai dreptății. Prin moartea lor, ei au devenit mărturii vii ale puterii credinței și ale curajului de a-ți mărturisi credința până la capăt. Sfântul Ruf a fost un exemplu de statornicie și devotament în slujba bisericii. Ca episcop în Teba, el a păstorit comunitatea creștină cu dragoste și înțelepciune, fiind un izvor de inspirație pentru credincioși. În ciuda opoziției și persecuțiilor, el și-a continuat misiunea de a propovădui Evanghelia și de a rămâne credincios învățăturilor lui Hristos. Moartea sa martirică a fost o înfruntare curajoasă a persecuției împotriva creștinismului. Prin jertfa sa, Sfântul Ruf a demonstrat că este dispus să-și dea viața pentru credința sa în Hristos și pentru mărturisirea adevărului Evangheliei. Astfel, el a devenit un exemplu de curaj și sacrificiu pentru toți cei care îl cinstesc și îl pomenesc în rugăciunile lor. Viața și martiriul Sfântului Ruf rămân un izvor de inspirație pentru creștinii de pretutindeni. Exemplul său de credință și devotament în fața adversităților și persecuțiilor este un îndemn pentru toți cei care se confruntă cu dificultăți în viața lor spirituală. Prin trăirea sa exemplară și prin mărturisirea credinței până la capăt, Sfântul Ruf a lăsat o moștenire valoroasă pentru întreaga biserică, fiind un model de urmat pentru toți cei care își pun încrederea în Hristos. Viața Sfântului Apostol Agav este o poveste profundă despre credință, profeție și martiraj, un exemplu strălucitor al devotamentului față de Dumnezeu și al curajului de a mărturisi adevărul, chiar și în fața celor mai grele încercări. Despre acest sfânt apostol, puține detalii sunt cunoscute, iar informațiile despre viața și activitatea sa sunt adesea limitate la referiri în scrierile religioase și tradiția creștină. Sfântul Agav este menționat în scrierile biblice ca unul dintre apostolii aleși de Domnul Isus pentru a propovădui Evanghelia și a răspândi învățăturile creștine în lumea antică. Puține detalii sunt cunoscute despre originea și viața sa personală, însă tradiția creștină îl prezintă ca pe un misionar dedicat și un proroc al lui Dumnezeu. Una dintre cele mai semnificative contribuții ale Sfântului Agav în istoria creștinismului este profeția sa despre foametea care avea să vină peste lumea întreagă în timpul domniei împăratului roman Claudius. Această profeție a fost un avertisment divin pentru omenire și a demonstrat darul profeției pe care Sfântul Agav l-a primit de la Dumnezeu. În afară de profeția sa despre foamete, Sfântul Agav este menționat și în legătură cu Sfântul Apostol Pavel, căruia i-a prezis că va fi dat în mâna barbarilor.
Această profeție a fost un semn al pericolelor iminente pe care Pavel urma să le întâlnească în timpul misiunii sale de propovăduire a Evangheliei în lumea romană. Pe lângă darul profeției, Sfântul Agav este prezentat și ca un misionar activ și devotat, care a călătorit în diferite locuri pentru a propovădui credința creștină și a împărtăși învățăturile lui Hristos. În timpul călătoriilor sale, el a întâlnit multe dificultăți și a fost supus la multe chinuri din partea celor care se opuneau credinței creștine. Moartea sa martirică este unul dintre cele mai dramatice momente din viața Sfântului Agav. El a fost ucis de către cei care se opuneau creștinismului, fiind martirizat pentru credința sa în Hristos și pentru mărturisirea adevărului Evangheliei. Prin jertfa sa, el a devenit un mărturisitor al credinței și un exemplu de curaj și devotament pentru toți cei care îl cinstesc și îl pomenesc în rugăciunile lor. Viața și martiriul Sfântului Agav rămân un izvor de inspirație pentru creștinii de pretutindeni. Exemplul său de credință și devotament în fața adversităților și persecuțiilor este un îndemn pentru toți cei care se confruntă cu dificultăți în viața lor spirituală. Prin trăirea sa exemplară și prin mărturisirea credinței până la capăt, Sfântul Agav a lăsat o moștenire valoroasă pentru întreaga biserică, fiind un model de urmat pentru toți cei care își pun încrederea în Hristos.